O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Emisiunii, o împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe pastorul Nelu Brie, cu un mesaj intitulat Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, inspirat din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 22 la versetul 33. Să luăm aminte la cuvintele scrise în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 22, vom citi până la versetul 33. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Amin. Amin. În pasajul pe care l-am citit, a fost pusă una dintre cele mai însemnate întrebări care au fost rostite vreodată pe pământ. Întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Această întrebare a fost pusă de un bărbat găsit la limită. Un bărbat care considera că între el și moarte e doar un pas. Și deși a neglijat această întrebare, ajuns la limită, a rostit-o. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Această întrebare este cu atât mai importantă, cu cât ea trebuie privită în contextul a trei certitudini fundamentale. Prima certitudine, Dumnezeu este. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, cu versul 6, este scris că Dumnezeu este. Existența lui Dumnezeu este o certitudine. Dumnezeu este. Și dacă Dumnezeu este și este, nu poți trăi oricum, nu poți acționa oricum. Dumnezeu este. Unii oameni neglijează existența lui Dumnezeu, alții nu cred. Și nebunia necredinței este așa de mare și evidentă și în zilele noastre. Ateismul parcă începe să devină la modă. A doua certitudine, vei muri, voi muri. Și cel mai tânăr dintre noi va muri. Și cel mai în putere dintre noi va muri. Și cel în a cărui carte a vieții sunt scrise cele mai multe zile, tot va muri.
vă întreb, peste 100 de ani, unde om fi? Murim. Dumnezeu este și tu mori. Certitudinea a treia, după moarte vine judecata. Judecata este o certitudine. În Scriptură stă scris că Dumnezeu pentru toate cele petrecute în viața pământească ne va chema la judecată. Vine un ceas în care la fel de cert va fi că te găsești în fața judecății. Dumnezeu este și e suveran. Tu mori și Dumnezeu te va judeca. În contextul acestor certitudini, întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit devine mai importantă. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este și o realizare. Nu e o realizare în sensul în care o dobândim prin fapte, că mântuirea este darul lui Dumnezeu, vine prin har, se dobândește prin credință. Dar este o realizare din pricina faptului că ea devine realitate în viața unui om dacă omul se așează în poziția corectă. Eu niciodată nu voi putea să dobândesc mântuirea prin merite, dar niciodată mântuirea nu mi se va da dacă nu mă voi așeza în poziția corectă. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Această întrebare pune în evidență două adevăruri fundamentale. Că e un mântuitor care te face mântuit, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? E cineva care te face mântuit. Și întrebarea mai pune în evidență și adevărul că tu trebuie să faci ceva. Că cel care te face mântuit așteaptă de la tine ca să faci ceva. În teologia creștină se vorbește despre mântuirea obiectivă. Aici este cel care te face mântuit. Și se vorbește despre mântuirea subiectivă și aici sunt eu, dumneavoastră, care facem ce trebuie. E participarea lui Dumnezeu și darul său și participarea noastră și responsabilitatea noastră. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dumnezeu din cer, oameni buni, ne va salva sufletele în măsura în care facem ceea ce trebuie. Trăim vremuri în care pentru unii dintre semenii noștri mântuirea este un lucru foarte ușor de apucat. Una dintre extremele teologiei protestante, păguboase, aș numi o erezie, erezie protestantă, e că mântuirea e ceva așa, ușor, tare ușor. Primește-L pe Domnul Iisus, mărturisește-L ca mântuitor al tău, fii sănătos apoi, ești mântuit. Acest mesaj diluat, ușor, lipsit de profunzime, nu cere nicio schimbare, nu cere niciun efort, nu cere nicio veghere. Scânteia asigurat apoi și de aici încolo mântuirea nu se mai poate pierde. Și toate au la bază o doctrină mai adâncă numită calvinismul, hotărât pentru mântuire. Mântuirea e darul lui Dumnezeu, dar nu e ușoară deloc. Dacă cineva crede că e ușoară, trebuie să descopere și să se adâncească mai mult în căile descoperite de Dumnezeu în Scriptură. Când ești întărit, însoțit de Duhul lui Dumnezeu, nimic nu este peste puteri, că cel care ne călăuzește, drămăluiește și filtrează totul în așa fel, încât puterea aceea de care avem nevoie să ne fie pusă la îndemână. Dar darul acesta nu se face căutătorului cu nebăgare de seamă. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vă rog să luați aminte la acest mesaj în contextul celor trei certitudini. Dumnezeu este, tu mori și apoi vei fi judecat. Și când vei ajunge în ziua judecății, va trebui să fii împlinit răspunsul la întrebarea ce trebuie să fac. Apostolul Pavel și Sila la această întrebare au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit
tu și casa ta. Prin urmare, apostolul Pavel l-a trimis pe acest om la răspunsul oferit de Domnul Iisus, răsfoind evangheliile, la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, Domnul Iisus a oferit 4 răspunsuri așezate în tot atâtea locuri din Noul Testament. Primul loc este consemnat în prima predică rostită de Domnul Iisus și înregistrată în Evanghelia lui Matei, capitolul 4, cu versetul 17, unde Mântuitorul nostru Iisus, începând propovăduirea Evangheliei, a spus: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Prin urmare, după cele spuse de Domnul Iisus, primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să fim mântuiți este să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. El este întărit și de apostolul Petru, care spune în Faptele Apostolilor, sunt scrise aceste vorbe: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul a accentuat același mesaj spunând: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ca apostolul Pavel să ducă mai departe porunca lui Dumnezeu cu vorbele: Dumnezeu nu ține în seamă vremile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Domnul Iisus a spus că dacă nu ne pocăim, vom pieri. Într-o zi în Ierusalim s-a întâmplat o nenorocire. Un zid, un turn, turnul Siloamului, a căzut. În căderea sa a prins sub dărâmături niște bărbați. A fost nenorocire mare și au pierdut viața. Câțiva care au scăpat la limită au început să pună întrebări și probabil să discute între ei. Una dintre întrebări a fost: cum se face oare că acești bărbați peste care au căzut dărâmăturile s-au găsit în momentul nepotrivit, la locul nepotrivit? Cum de tocmai aici au fost? Că uite, eu am scăpat, el n-a scăpat. Și probabil că unul din mulțime a venit și a zis: eu știu răspunsul. Și eu știu răspunsul pentru că îi știu pe aia de sub dărâmături. Ăia au fost niște oameni păcătoși. Au fost niște oameni așa de păcătoși încât Dumnezeu i-a pedepsit. Și noi știm de ce pățește câte unul câte o nenorocire. Dar știm rău. Pentru că Domnul Iisus era în preajmă, cu concluzia trasă, s-au dus la Domnul Iisus doar ca să vadă dacă și Domnul Iisus gândește ca ei. Și cumva întrebarea a fost: nu e așa, Doamne, că bărbații peste care a căzut turnul din Siloam au fost în cale afară de păcătoși și de aceea a venit peste ei o sânda? Răspunsul lui Iisus este șocant. Nu de aia. Dimpotrivă, a spus Domnul Iisus, n-au fost mai păcătoși ca voi. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Dacă ne este dat pe pământ să trăim, e har, dar ține minte, vine moartea. Și te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și dacă nu te-ai pocăit în timpul zilelor trăite pe pământ, atunci, în ziua judecății, vei pieri. Sufletul tău va fi luat și alungat pentru eternitate în osânda veșnică, unde te vei chinui pentru totdeauna. Creștinismul contemporan adeseori scoate din cadru această dimensiune. Porți în dumneata un suflet care trăiește în veci. Pe pământ avem zile puține de trei, luni, ani. Cât e în raport cu eternitatea? Și ce se întâmplă cu sufletul nostru în eternitate depinde de ce faci cu el în această vremelnicie. Se duce viața. Se duce repede și s-ar putea să se sfârșească foarte brusc. Și dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, vei pieri. Ni se așează în față mesajul și răspunsul la întrebarea ce să faci ca să fii mântuit, ca să-ți fie mântuit sufletul, ca să-ți petreci eternitatea cu Dumnezeu în rai. Ține minte, trebuie să te pocăiești de păcatele tale. Trebuie să părăsești păcatele.
Trebuie să părăsești poftele lumii acesteia, atracțiile lumii acesteia și să te întorci la Dumnezeu, să-ți îndrepți căile, să te faci cum se cade, să vii la credința Domnului nostru Iisus Hristos, într-un cuvânt, să te pocăiești. Altfel vom fi pierduți. La întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, se oferă acest răspuns: să te pocăiești. Și acest lucru să-l faci cu grăbire și să nu ne facem socotel pe ziua de mâine. Vine un ceas în care poate fi prea târziu și dacă în viață tot amânăm să realizăm pocăința, s-ar putea să vină ceasul când să fie prea târziu. Ce să fac să fiu mântuit? În rândul al doilea, potrivit cuvintelor Domnului Iisus, trebuie să credem în Evanghelie. De această dată, citim din vorbele spuse de Domnul Iisus și consemnate în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 1, cu versetul 15. Iisus zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Apostolul Pavel spune că mântuirea este prin credință. Nu e prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E darul lui Dumnezeu care se face celui care crede. Domnul Iisus a adăugat vorbele: Dumnezeu a iubit lumea așa mult că a dat pe Fiul Său să moară pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Va trebui să-ți pui toată încrederea în Domnul Iisus, să crezi în Evanghelia despre Domnul Iisus. Domnul Iisus este Fiul Dumnezeului cel viu. Este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Este Domnul cerului și al pământului. E Mântuitorul lumii. În nimeni altul nu este mântuire. Mântuirea e darul lui Dumnezeu din pricina faptului că Iisus Hristos, pe care l-a mărturisit în această împătrită declarație, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor, El s-a coborât pe pământ și s-a întrupat și a asumat toată natura umană. A fost om ca noi. A mers la cruce și a murit pentru toate păcatele noastre. S-a adus pe sine ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. A înviat din morți, a biruit moartea, s-a înălțat la ceruri și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și ca dovadă că e așa, revarsă Duhul Sfânt, botează cu Duhul Sfânt și astăzi, slăvit să fie numele Lui în veci. El va reveni și este judecătorul tuturor. Evanghelia înseamnă că acela care se încrede în Iisus pentru iertarea păcatelor sale, acela care se încrede în învierea Domnului Iisus pentru viața sa veșnică, acela este socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit. Acela este mântuit. Să te bizui pe El pentru iertarea păcatelor tale, să te încrezi în El pentru viața veșnică, slăvit să fie numele Său în veci. Ce să fac să fiu mântuit? Să crezi în Domnul Iisus. Spune Apostolul Pavel: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Iisus Hristos e Domnul. Și am putea altfel pune, să zic: Iisus Hristos e Domnul meu. O declarație publică. Da, mă pocăiesc de păcatele mele și declar acum că Iisus Hristos e Domnul meu. Și spune Apostolul Pavel: să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Credința din inimă. E foarte importantă această credință lăuntrică. Când vei crede cu această certitudine că Iisus este Domnul, Mântuitorul, Cel care a murit pentru tine și a înviat din morți, aia înseamnă credință în inimă. Ce trebuie să fac ca să fii mântuit? Să te pocăiești și să crezi. Apoi Scriptura continuă în altă predică a Domnului Iisus, aceasta este în Evanghelia lui Marcu 16, versetul 15 și 16, apoi Iisus le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.
Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Al treilea răspuns dat de Mântuitorul nostru este cel privitor la botezul în apă. Trebuie să te botezi în apă. Apostolul Petru a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în apă spre iertarea păcatelor. Evanghelistul Filip a ajuns în Samaria după ce a predicat cuvântul și Dumnezeu a îngăduit ca propovăduirea să fie însoțită de miracole. Evanghelistul i-a botezat în apă. Cuvântul spune că ei au crezut și au fost botezați atât bărbați cât și femei. Iar călătorul, famenul etiopian, pune întrebarea, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos prezintă pe larg această responsabilitate legată de botezul în apă. Dacă n-ați încheiat cu Domnul un legământ botezându-vă în apă, ceea ce vă stă în fața acum este împlinirea acestei cerințe divine. Ne pocăim de păcatele noastre, ne bizuim pe Domnul nostru Iisus crezându-i Evanghelia și apoi ne botezăm în apă, declarându-i credincioșie pentru tot restul vieții noastre. Poate că cineva va spune, dar eu m-am botezat în apă în anii prunciei. Cu tot respectul pentru orice convingere și pentru orice credință, trăim într-o țară liberă în care ne respectăm unii pe ceilalți. Dar dincolo de acest respect pe care ne-l datorăm ca oameni, rămâne respectul mai mare față de Dumnezeu și față de adevăr. Și din această perspectivă declar cu toată responsabilitatea și certitudinea, botezul făcut unor copii mici este o gravă eroare de interpretare a Scripturii. Potrivit Noului Testament, botezul în apă este făcut după ce omul aude Evanghelia, după ce primește credință în inimă, după ce îl declară cu gura sa pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al său, după ce se pocăiește de păcatele sale și le mărturisește, și după ce Domnul Iisus îi înnoiește viața, că au venit într-o zi la Ioan Botezătorul niște oameni să se boteze în apă, nu erau copii. Și când Ioan îi vede, îi bine primește cu cuvintele, pui! Ați spus vreodată copiilor voștri, puiule? Ioan a avut altceva de zis, el a zis, iute tare, pui de năpârci cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare. Faceți mai întâi fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți la botez. Botezul în apă presupune această transformare lăuntrică. Oricât ar fi de curat un copilaș, condițiile botezului în apă nu le poate îndeplini din pricina vârstei la care se găsește. Potrivit învățăturii Domnului Iisus, botezul în apă este un act pe care în mod liber, deplin responsabil, omul îl face ca alegere personală și declarație fermă că în toate zilele vieții sale va sluji lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Trebuie să împlinesc și acest cuvânt. Pocăiți-vă, credeți și botezați-vă. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Ultimul lucru, al patrulea răspuns al Domnului Iisus, este consemnat în predica de pe munte. În capitolul 5, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De această dată, cuvântul Domnului Iisus este cuvântul cu privire la neprihănire, la dreptate. Patru răspunsuri. Pocăiți-vă. Are de-a face cu trecutul. Credeți. Are de-a face cu ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și îți pui încrederea în asta. Botează-te. Are de-a face cu sensul înspre care îți îndrepți viața. Te dai de partea lui Dumnezeu sau nu? Botezul în apă verifică autenticitatea credinței. De aceea Domnul Iisus a zis,
Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Acela care crede cu adevărat se botează. Iar dacă nu dorește să se boteze, credința sa e bună, dar nu e aceea care îi aduce mântuirea. Credința care ne aduce mântuirea e credința care strigă: vreau să mă dau de partea lui Dumnezeu. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și apoi urmează cuvântul cu privire la neprihănire. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este să fie în noi iubire față de semeni, milă față de aproapele nostru și curăție de inimă. Inimă curată, nu om fățarnic, nu om care pozează neprihănire și în fapt trăiește păcate. E posibil ca cineva să ajungă la botez în biserica penticostală, să se boteze în apă, să vină la adunare, să facă rugăciuni cu adunarea, să țină acolo aproape și la urmă de tot să fie pierdut? E grozavă posibilitatea asta. Dar aceia cărora în ziua judecății li se va zice: plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată, e ce-o fost? Au zis ei: am prorocit în numele tău, am făcut minuni în numele tău, am scos dragi în numele tău. Și Iisus le-a zis: plecați, că voi ați lucrat fără de lege. Să ne gândim cu toții la câtă neprihănire și câtă fără de lege lucrăm. În ziua judecății nu o să-ți ajute cu nimic certificatul de membru în Biserica Elim, nici în Biserica Emanuel din Sibiu și nici de membru în cultul penticostal. În ziua judecății va sta cât ai lucrat neprihănire și cât ai lucrat fără de lege. Ce să fac ca să fiu mântuit? Pocăiește-te de păcatele tale cu grăbire. Crede în Domnul Iisus, în Evanghelia sa. Botează-te în apă și luptă pentru sfințire. Dumnezeu urăște păcatul. Dacă nu urmărim neprihănirea, nu straturile superficiale ale unei vieți religioase diferite, ci în profunzimea cugetului curat a păzirii voii lui Dumnezeu, legea fundamentală a iubirii lui Dumnezeu și a iubirii de aproapele. Voia lui Dumnezeu este sfințirea. Dumnezeu urăște minciuna. Dumnezeu urăște adulterul. Dumnezeu urăște furtul. Dumnezeu urăște pornografia. Dumnezeu urăște divorțul. Îl urăște? Urăște mâniile, certurile. Urăște invidia. Mândria o urăște, fățărnicia o urăște. Dumnezeu urăște păcatul. Și dacă vrem să fim mântuiți, să urâm ce urăște Dumnezeu și să iubim ce iubește Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe fiecare. Frați și surori, stimați creștini, mântuirea-i darul lui Dumnezeu, dar se face celor care se dau de partea lui Iisus. Prin pocăință, prin credință, prin botez și prin lucrare de sfințire. Și la aceasta zic: Doamne, ajută! Când trebuie să ne dăm de partea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă întreb: credeți dumneavoastră în revenirea Domnului Iisus? Când va veni Domnul Iisus, oare? Nu știe nimeni. Iisus a zis: nu știe nimeni. Și a mai zis: feriți-vă de ei care știu. Că băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Știți ce mă necăjește? La mine mă necăjește. Că mintea asta a mea, care îmi zice că Domnul Iisus poate să vină oricând, vine și îmi spune: fii pe pace. Și mă trage înspre delăsare. Vă trage și pe dumneavoastră. Lasă că un creștinism mediocru, o viață creștină mediocră, o curăție de inimă la limita supraviețuirii. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Să-L căutăm pe Domnul cu toată inima. Voi încheia aducând în atenția dumneavoastră un verset. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre noi să nu se găsească venit prea târziu. Vă întreb, vorbește Biblia în Evrei 4:1 celor vii sau celor morți?
Când e prea târziu? După ce mori? Prea târziu poate fi în timpul vieții tale. E semn de la Dumnezeu că ne iubește și ne voiește aproape de El și că ceasul mântuirii a sosit. De acum să ne întoarcem la Dumnezeu fără să ne facem socoteli pe ocaziile viitoare. Socoate că seara asta e ultima ta șansă și mâine judecata. Întoarce-te la Domnul Iisus, na mâna, predă-ți viața în mâna Lui, hotărăște să o rupi cu păcatul. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân în potrivirea cu legământ. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Ce să fac să fiu mântuit? Pocăința și credința și botezul și neprihănirea. Domnul să ne ajute pe toți. L-ați urmărit pe păstorul Nelu Brie cu un mesaj intitulat Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.